Alfons Daudet. Povestiri de luni. Partea 1. Fantezia și istoria. Apărarea Tarasconului. Iepuri de câmp și iepuri de casă. Decretul din Bordeaux pentru organizarea gărzilor naționale puse capăt acestei stări de nesuferit. La suflarea puternică a triumvirilor, frrt, penele de cocoș zburară și toți franctirorii din Tarascon, pușcași, șacali și alții, se contopiră într-un batalion de milițieni de treabă sub ordinele bravului general Bravida, fost capitan cu îmbrăcămintea trupei. Aici, alte încurcături. După cum se știe, decretul din Bordeaux împărțea garda națională în două categorii, activii și sedentarii, iepuri de câmp și iepuri de casă, spunea destul de caragios perceptorul Pegulad. La înființarea lor, cei din garda națională de câmp aveau firește rolul de seamă. În toate diminețile, bravul general Bravida îi ducea în piață să facă instrucție cu pușca, școala de trăgători, culcați, sculați și așa mai departe. Aceste mici războaie atrăgeau totdeauna multă lume. Doamnele din Tarascon nu lipseau de la niciunul, ba chiar doamnele din Bucher treceau uneori podul să ne admire iepurii. În timpul ăsta, bieții iepuri de casă își făceau cu modestie serviciul în oraș, stând de pază în fața muzeului, unde nu era nimic de păzit, afară de o șopârlă mare împăiată cu mușchi și doi pui de șoimi de pe vremea regelui René. Doar vă închipuiți că doamnele din Bucher nu treceau podul numai pentru atâta lucru. Totuși, după 3 luni de instrucție cu pușca și când s-a băgat de seamă că acești gardieni naționali de câmp nu se mai clinteau din piață, entuziasmul a început să scadă. Zadarnic striga bravul general Bravida iepurilor săi, culcați, sculați, că nu-i mai privea nimeni. Curând aceste mici lupte ajunseră de râsul târgului, dar numai Dumnezeu știe că nenorociții de iepuri n-aveau nicio vină dacă nu-i mai porneau odată. Erau destul de furioși, ba chiar într-o zi nici nu mai voiră să facă instrucție. Destulă paradă, strigau ei în râvna lor patriotică, suntem trecuți pentru plecare, să plecăm. Veți pleca sau să nu mai spuneți pe nume, le zise bravul general Bravida și mânios foc se duse să ceară lămuriri la primărie. Primăria răspunse că n-a primit ordine și că lucrul acesta privește prefectura. Fie și prefectura, făcu Bravida, și iată-l în expresul de Marsilia, în căutarea prefectului, ceea ce nu era treabă ușoară, dat fiind că la Marsilia se aflau totdeauna 5-6 prefecți în permanență și nimeni nu putea să-și spună care e cel adevărat. Printr-un neobișnuit noroc, Bravida puse îndată mâna pe el și chiar în plin consiliu al prefecturii, bravul general vorbi în numele oamenilor săi cu autoritatea unui fost capitan de la îmbrăcămintea trupei. De la cele din tâi cuvinte, prefectul i-o curmă. Dați-mi voie, domnule general, cum se face că soldații vă cer dumneavoastră să plece, iar mie îmi cer să rămână? Poftim, citiți! Și cu zâmbetul pe buze, îi întinse o petiție plângăreață pe care doi iepuri de câmp, cei doi mai turbați să plece, o adresaseră tocmai atunci prefecturii cu recomandația scrisă a medicului, a preotului și a notarului, cerând să fie vărsați la iepurii de casă din pricina infirmităților. Am peste 300 din astea, adăugă prefectul zâmbind mereu. Înțelegeți acum, domnule general, de ce nu ne grăbim să vă pornim oamenii? Din nenorocire s-au trimis prea mulți dintre cei care voiau să rămână. Ajunge! Și cu asta Dumnezeu să scape Republica și multe salutări iepurilor dumneavoastră.